trebuie să avem meci în 2-3 zile și trebuie să obținem și acolo 3 puncte și după mâine la... Până mâine cel puțin 8 puncte față de locul 2. Erați după 2 partide în campionat fără victorie și nu mai marcați de 2 luni 3 goluri într-un meci. Bănuiesc că a venit Mănușă. O să fie ceva, o să o aflați sigur la un moment dat. Noi nu vorbim înainte, nu ne place în fotbal, mai ales și în fotbal, și în cel mai periculos lucru. Trebuie să lași fapt, să vorbească. Deci până atunci, nu vin de zi. No, eu de lucrat lucrez în fiecare zi. Mai ales că lucrul la noi nu este personal de jucători. Ei acum au vacanță, au muncit, ei au făcut, noi muncim, planificăm. Deci nu e o muncă... Tu... Ei să se întărească ca să fie în play-off, altfel ar putea să nu jucăm în Giulești la anul. Bă, ar putea să nu jucăm în Giulești la anul. După părerea mea, nu credeam înainte de cele două meciuri că poate câștiga așa de ușor. Dar, faptul că dar totul e corect, adică ei se duc și cumpără jucătorii cu acceptul cluburilor. Ce să fie aici în neregulă? Ai spus, nu a trebuit să întâmple chestia asta, că nu uite ce discuții naște. Ăla joacă...